Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Studio Politic. Sunt Anca Suciu. Președintele Klaus Iohannis ne ține în tensiune. În două ore iese la Cotroceni cu un anunț important. S-a întâmplat rar în ultima perioadă ca administrația prezidențială să ne anunțe declarații de presă, așa că am căutat indicii. Primul și cel mai important l-am primit chiar de la Cotroceni. NATO. Să lămurească oare dacă România îl susține oficial pentru poziția de secretar general al NATO? Este o întrebare. Un alt indiciu. Nu are de gând să-și scurteze mandatul. Și în acest context, pentru ce funcții se încadrează amănuntele și unde își poate depune CV-ul Klaus Iohannis? Imediat analiză cu fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Slalom printre dosare în campanie electorală, doi primari ai USR au intrat în vizorul anchetatorilor. Clotilde Armand este acuzată de ani că s-a pus singură manager pe fonduri europene și că și-a și mărit leafa. Iar primarul de la Bacău, Lucian Viziteu, spune că a aflat astăzi că este suspect pentru abuz în serviciu în dosarul apartamentul. Intrăm imediat în direct cu primarii Clotilde Armand și Lucian Viziteu la Studio Politic. O decizie revoltătoare, fugarul Sorin Oprescu a câștigat procesul pentru pensia specială. Fostul primar al capitalei va primi în plus 500 de euro și asta la o pensie deja încasată de 3000 de euro. Ne întrebăm cum îi va trimite statul român banii în Grecia, acolo unde a fugit, după ce a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare. Cum vor fi trimiși banii pe card? Prin mandat sau dacă da, la ce adresă? O aberație la care asistăm și pe care încercăm să o deslușim în scurt timp cu avocatul Cristian Ene. În ce privește NATO, știți că voi face o declarație puțin mai târziu, astăzi la ora 17, și o să vă spun mai multe atunci, dar nu intenționez să-mi scurtez mandatul de președinte. Este oficial, în două ore, președintele Klaus Iohannis face declarații. Avem acest amănunt, NATO. Fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, este alături de noi în încercarea de a lămuri dacă anunțul pe care îl face astăzi președintele poate să fie un anunț oficial. Statul român își asumă că îl propune pe Klaus Iohannis șef la NATO, secretar general al NATO. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua! Ce spuneți? Care sunt din amănuntele pe care le avem astăzi? Cum se procedează în mod normal? Există și acest anunț oficial al celui care este propus de România? Pentru că noi nu știm dacă statul a propus oficial pe Klaus Iohannis, secretar NATO. Când a fost congresul PPE, nimeni nu a vorbit despre această funcție sau susținerea lui Klaus Iohannis. Doar a vorbit în termenii laudativi de președintele Klaus Iohannis, dar pe de altă parte e o chestiune care se poartă în discursuri, mai ales când vorbim de o țară gazdă care organizează un asemenea congres. În primul rând vreau să spun de la început, discutăm despre o temă în principiu, în ceea ce privește desemnarea din perspectiva României a unui candidat pentru funcția de secretar general Alianței Nord-Atlantice, care în toamna acestui an devine vacantă. Vreau să spun că se poate declara o astfel de nominalizare, este extrem de importantă pentru România. Și există foarte multe argumente, chiar dacă din punct de vedere al exercitării funcției de secretar general, evident, echidistanța și un anume tip de neutralitate față de ceilalți parteneri care la rândul lor se simt reprezentați prin secretarul general, sunt obligatori. Revenind, procesul procedural este complicat și într-adevăr ține de nu neapărat un anunțarea în sine a unei candidaturi, cât de modul în care se evaluează procesul preliminar de tatonare. Pentru că înainte de anunțarea candidaturii, perspectivele privind susținerea de către statele alianței sau a oricărei organizații multilaterale se evaluează foarte atent, de, în primul rând, prin demersurile Ministerului de Externe. Acolo este tema preliminară, după care condițiile în care, cum se spune, există masă critică, pentru că nu se poate pune problema unei aprobări sau refuz din
odată ce candidatura se anunță. Sunt dialoguri bilaterale care trebuie să ducă la o singură concluzie. În Consiliul Nord-Atlantic, atunci când se decide în legătură cu ocuparea unei funcții, nu poate exista decât unanimitate. Deci perspectiva ca o persoană, un reprezentant în astfel de funcții, de la nivel de prim-ministru, președinte în sus, se află într-o astfel de situație, în momentul în care se intră în camera decizională, aici aș face o paranteză, și la justiție și afaceri interne, inclusiv Schengen, este aceeași situație, nu poate exista decât un consens favorabil. Dacă sunt probleme în legătură cu susținerea din partea unor state a unei astfel de candidaturi, nu se intră la decizie. Mark Rutte este candidatul care pare că strânge multă susținere din partea statelor importante, în membre importante, și vorbeam zilele trecute inclusiv de susținerea Statelor Unite ale Americii. Țările Baltice, pe de altă parte, am putea spune flancul estic, nu-l vede neapărat candidatul cel mai potrivit pe Mark Rutte. Avem și o declarație a fostului președinte Traian Băsescu, care îl consideră un candidat ce nu ar fi neapărat prieten cu România, în contextul în care avem Marea Neagră. În acest context a fost făcută declarația. Și atunci vă întrebam, și de asta încercăm să ne lămurim, dacă într-un asemenea moment Klaus Iohannis se poate autopropune, asta va reprezenta această declarație, de exemplu, dacă am vorbit de o procedură și dacă ar putea să strângă susținerea flancului estic? Nu, nu e să depunem problema unei autopropuneri, ci unei nominalizări din partea țării, adică din partea României. În al doilea rând, o astfel de ocupare a funcției din partea unei reprezentante de nivel din flancul estic, în acest moment are și o valoare chiar dincolo de aspectele naționale sau cum ne interesează pe noi unde și cât de sus suntem reprezentați. Este o problemă de semnal către proximitatea estică. Și anume, din perspectiva Alianței Nord-Atlantice, statele care se află în prima linie a amenințării chiar serioase din Federația Rusă, iată, și-au ales ca reprezentant pe cineva care a condus acea țară, acel stat, aflat în aliniamentul cel mai expus din punct de vedere al amenințărilor Federației Ruse. Iar aici, și de o parte și de alta, nu există în acest moment niciun fel de... Valoare, înțelegem, ar avea această candidatură, dar susținere pe flancul estic are România? România are un parteneriat strategic cu Turcia, de exemplu. În egală măsură, România are un parteneriat strategic cu Ungaria, în plan bilateral. Cred că astfel de argumente, în plan bilateral, pentru că acolo se decide. Am o întrebare de asemenea, domnule Diaconescu. Pe ecran, probabil cei de acasă au văzut, eu am aici lângă mine câteva declarații care au fost făcute de când aflam undeva în 22 februarie că președintele României, Klaus Iohannis, ar fi propunerea României pentru șefia NATO până la urmă. Totul a plecat de la un tweet al jurnalistei Bloomberg, acreditate la Casa Albă, care a spus că România a făcut această propunere. Noi vorbim în acest moment doar de informații pe surse, pentru că a urmat apoi o reacție oficială din partea purtătorului de cuvânt al guvernului. Aici avem un desfășurător al zilei de 22 februarie. Asta e ziua care a declanșat, de fapt, această informație, posibilitatea ca Klaus Iohannis să ajungă la șefia NATO. Avem tweet-ul jurnalistei Bloomberg, apoi avem purtătorul de cuvânt în aceeași zi, care ne spune: în numele guvernului nu am date pentru a comunica pentru acest subiect. Iar mai apoi, din partea NATO, avem ofițerul de presă sau purtătorul de cuvânt al NATO, dacă vreți, vă îndrumăm către autoritățile române pentru orice comentariu pe care îl pot avea. Au urmat apoi declarațiile premierului, a președintelui Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, în care la fel nu lămuresc foarte mult. Dumneavoastră ați spus, va fi o propunere din partea României. Ce spune Marcel Ciolacu? Nu există nicio paralelă între eventuala candidatura a domnului președinte Klaus Iohannis la funcția de secretar general al NATO și faptul că alegerile pentru funcția de președinte sunt organizate mai devreme. Au fost stabilite în coaliție, se vor desfășura mai devreme, adică luna septembrie. Spune, eventuala candidatură, în momentul în care este întrebat dacă alegerile prezidențiale au fost devansate, tocmai pentru ca Klaus Iohannis să se încadreze în acest calendar în care se poartă negocierile pentru șefia NATO. Octombrie, nu? Ar fi luna în care am ști cine este secretarul general al NATO. Septembrie sunt alegerile prezidențiale. Bun, cum vă pare dumneavoastră această desfășurare și dacă într-adevăr noi încercăm să ne încadrăm în acest calendar de negociere?
Dacă îmi permite, sunt teme diferite și aici aș răspunde cu permisiunea dumneavoastră cât se poate de instituțional. Faza de tatonare este una informală, nepublică. Uh-huh. În momentul în care rezultatul tatonării este considerat oportun pentru desemnarea unei candidaturi, această candidatură se anunță oficial. Niciun fel de alte teme interne, de tot felul, sau poziționări care, după cum vedeți, din partea NATO sau alte state, mută responsabilitatea spre România, nu pot reprezenta un reper, după părerea mea. Repet, perioada în care se caută sprijinitor și care ar fi poziția de principiu nu este una publică. Ulterior, dacă se ia o decizie politică, aceasta se anunță formal. Mai sunt și alte funcții. Comisar european, vicepreședinte la nivelul Parlamentului European, înalt reprezentant pe politică externă sau, dacă vreți, șeful diplomației Uniunii Europene, sunt de asemenea funcții vehiculate pentru Klaus Iohannis. Cât greutate le dați acestor propuneri? Că noi discutăm foarte mult de varianta în care Klaus Iohannis pleacă mai repede de la Cotroceni. Astăzi ne anunță președintele, nu plec mai repede. Doamnă, sunt două teme diferite, nu vreau să minimalizez viața politică internă, dar funcțiile, pozițiile la nivel internațional intră în alte reguli și în alte categorii de rigoare. Ori, din acest punct de vedere, asumarea unei astfel de funcții se face în numele României și pentru a reprezenta România. Cum România gestionează intern un astfel de subiect, sigur, aici ține de specificitățile în fiecare țară. Deci, cine este nominalizat față de atribuțiunile pe care urmează să le aibă și semnalul în România, dar și în afara României, în ceea ce privește exercițiul profesionist al unor astfel de funcții, acestea sunt elementele care rămân după o astfel de competiție. Mulțumesc pentru detalii. În 2 ore, aproximativ, președintele Klaus Iohannis face declarații așadar, ne-a dat acest indiciu NATO, și al doilea, că nu va pleca mai repede din funcție, adică nu își va încheia mandatul mai devreme, în decembrie ar urma să depună jurământul noul președinte. Lămurim și care este versiunea Partidului Social Democrat și a Partidului Național Liberal, pentru că alături de noi Gabriel Zetea din partea Partidului Social Democrat și Teodor Stolojan din partea Partidului Național Liberal. Și vă mulțumesc că sunteți cu noi. Înainte însă de asta, vreau să mergem totuși la Bacău, pentru că în ultimele zile s-a vorbit mult despre probleme de integritate pentru care sunt cercetați primari, 2 primari ai USR. Și vorbim de Bacău, primarul USR al Bacăului este anchetat de DNA, suspiciuni de abuz în serviciu. Și ce ar fi făcut primarul? Ar fi dat o locuință de serviciu unei angajate, deși aceasta avea domiciliul în Bacău. În plus, a făcut asta fără să treacă decizia prin Consiliul de Administrație. Acum, acestea sunt acuzațiile. Domnule Viziteu, mulțumesc că sunteți alături de noi. Spuneți-ne versiunea dumneavoastră. Bună ziua! Da, așa sună că s-ar fi dat unui angajat a primăriei o locuință de serviciu. Înțeleg că doamna în cauză nu mai avea un apartament în proprietate, avea probleme personale. Rămâne să ne lămurim. Este o premieră și pentru mine, pentru că astfel de apartamente s-au mai alocat în același fel. Legislația nu s-a schimbat între timp, așa că rămâne ca procurorii să elucideze acest caz, cum l-au făcut și altele în ultimii ani de zile. Este totuși primul unde avem această calitate instantaneu după discuție de sală. Sper totuși că nu. Dar ce știa, explicați-ne dumneavoastră, cât timp o cunoașteți pe această angajată? Cum adică ați luat decizia fără să treacă prin Consiliul Local? Adică sunt câteva elemente de care sunteți acuzat și vrem și versiunea dumneavoastră. Păi, în primul rând, nu știu de unde a apărut această idee că ar fi trebuit o aprobare a Consiliului Local. Acestea sunt în gestiunea primăriei și executivul stabilește ce angajați primesc aceste apartamente. Doamna era angajată în primărie dinainte să vin eu. La momentul în care a fost această solicitare pe mine, era adică nici nu o cunoșteam. Și dacă aș fi cunoscut-o... E membru USR, angajată primăriei? Ulterior am aflat și că este membru USR, dar repet, la momentul acelui alocări nu o cunoșteam. Sunt sute de membri USR doar în municipiul Bacău, nu-i cunosc pe toți, din păcate. Cum a avut atunci acces la apartament? Dacă nu o cunoșteați, nu știați și nici n-ați trecut prin decizia Consiliului Local. Acum 2 ani de zile, când s-a întâmplat acest lucru, era singurul solicitant pentru astfel de locuință.
din cele două care există, cealaltă fiind liberă. Deci nu a existat o competiție, nu a existat mai multe solicitări. Aceste locuințe sunt destinate special momentelor în care sunt angajați care nu au unde să locuiască în municipiul Bacău. Anchetatorii spun însă că aveau un domiciliu în Bacău, aveau locuință și a primit acest apartament de serviciu. Asta rămâne de văzut, pentru că nu este treaba mea ca primar să verific toate aceste documentații și chestiuni interne. Eu ce am știut este că există această necesitate, am fost de acord cu ea și mă aștept ca toți din primărie să facă lucrurile pe care legală, cum este absolut normal. Când ați aflat că sunteți anchetat? Cred că acum câteva săptămâni am fost informat informal, am fost și la audieri și aștept o rezoluție în acest caz. Procurorul a spus că și ei vor să soluționeze cât mai repede și le dăm tot concursul, atât personal, eu ca persoană, cât și instituția pe care o conduc. Mulțumesc că ați fost alături de noi la Studio Politic. Ne mutăm atenția acum înspre negocierile pentru Primăria Capitalei. Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, și Teodor Stolojan, fost președinte al Partidului Național Liberal, alături de noi. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi. Domnule Stolojan, vin la dumneavoastră cu această întrebare. Partidul Național Liberal ar putea susține un candidat PSD după ce la ultimele alegeri locale a promis că va scăpa Bucureștiul de ciuma roșie, a promis că va scăpa țara de ciuma roșie? Doamnă, din punctul meu de vedere, partidele trebuie să meargă separat în aceste alegeri. În cadrul organismelor de conducere ale Partidului Național Liberal, noi am discutat despre alegeri comasate sau echipe comasate pentru alegerile europarlamentare, unde argumentele erau foarte clare, atât Partidul Național Liberal, cât și Partidul Social Democrat, avem obiective comune, spațiul Schengen deplin, adoptarea euro, sprijinirea Republicii Moldova ca până la 2030 să devină stat membru al Uniunii Europene, nou program financiar multianual care începe din 2028 până în 2034, mi se pare. Deci, obiective comune care le avem cu PSD-ul. Nu avem obiective care să fie divergente. Deci se justifica să avem o listă. E decizie comună, să înțelegem, candidaturi separate. Nu e cale de întoarcere, nu reveniți la varianta unui candidat comun. Pentru mine e o surpriză. S-a discutat, e drept, în organismele de conducere ale Partidului Național Liberal, la un moment dat, că s-ar putea să avem candidaturi comune la unele primării. Din punctul meu de vedere, când discutăm de alegerea primarilor și a consiliilor locale, aici cetățenii știu foarte bine, nu trebuie să-i bătem noi la cap prea mult, ei știu foarte bine cine a făcut treabă, cine n-a făcut treabă. Deci părerea mea este că cele două partide trebuie să candideze cu, să aibă candidați. Domnule Stolojan, analizăm foarte mult declarațiile pe care le fac liderii în această perioadă și foarte scurt vă întreb înainte de a merge la domnul Zetea. Dacă Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat ar fi susținut un candidat comun, însemna că ați, cel puțin asta era interpretarea noastră, că ați negociat și candidatul la alegerile prezidențiale. Negocierile pentru București au picat pentru că PNL nu vrea să-l susțină pe Marcel Ciolacu sau candidatul PSD la Cotroceni? Nici pomeneală. Deci s-a discutat pentru municipiul București. Există o părere foarte largă în Partidul Național Liberal, pe care eu nu o împărtășesc însă, că actualul primar n-ar fi făcut mai nimic. Dar aceasta este părerea majorității în Partidul Național Liberal și de aici s-a mers cu ipoteza să găsim un candidat împreună cu PSD-ul care să reușească să-l învingă în alegeri pe actualul primar, domnul Nicușor Dan. Personal ați fi susținut pe Nicușor Dan? Eu am ridicat această problemă în Biroul Politic Național și anume ce anume evaluare a făcut PNL-ul asupra domnului Nicușor Dan
pentru că a ajuns la hotărârea că nu merită să-l mai susținem în alegerile viitoare. Am primit un răspuns acolo, care e răspunsul majorității, nu înseamnă că eu îl și împărtășesc. Ați vrea ca PNL să-l susțină pe Nicu Șordan? Aici e un scenariu încă pe masă sau nu credeți, având în vedere majoritatea de care vorbeați? Nu, PNL-ul va avea un candidat propriu, care este domnul Sebastian Burduja. Domnule Zetea, în ultimele ore s-a tot vorbit despre hemoragia de primari care merge înspre PSD. Bacău, Buzău, Timiș, Olt, sunt multe exemple, dar exemplul simbolic este cel de unde, sau de la organizația de unde provine Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat. De ce le luați primarii Partidului Național Liberal? Da, bună ziua, în primul rând, și vă mulțumesc pentru invitație. Foarte scurt vreau să-l invit pe domnul Stolojan să facem o plimbare pe jos în București, să vorbim cu oamenii și atunci o să vadă dânsul în mod direct părerea bucureștienilor de pe stradă despre Nicu Șordan și nu părerea politicienilor, că și acum 4 ani de zile a fost susținut domnul Nicu Șordan și s-a cam văzut dezastru din București în ultimii ani de zile, atunci când stai în apartamentele reci și fără apă caldă din București. Dacă stai în apartamente mai scumpe, așa cum foarte mulți europarlamentari își permit, sigur că poate că viața e mai roz în București. Dar să știți că viața bucureștenului de rând, așa cum o cunosc eu, cel puțin, ca om care stau cu chirie în București, nu e dintre cele mai bune. Vorbind în ceea ce privește primarii, care nu doar dinspre Partidul Social Democrat sau Partidul Național Liberal merg dintr-un partid într-altul, sunt partide de la foarte multe partide, care, de la USR, de exemplu, care migrează foarte mult spre Partidul Național Liberal. Sunt primari care de la Partidul Național Liberal vin înspre PSD, pentru că așa se întâmplă la finalul unui mandat. Nu doar în anul 2024, în orice an, dacă luați de după Revoluție încoace, odată la 4 ani de zile, mulți dintre primari nu mai se înțeleg cu organizația din partid în care au fost aleși. Consideră că au mai mult de câștigat pentru comunitatea lor mergând la un partid care se află la guvernare, pentru că cred ei că ar obține mai multe fonduri. Se înțeleg mai bine cu alți oameni de alte partide. Important este că acest lucru să se întâmple la finalul mandatului sau, mă rog, la începutul mandatului și nu în mijlocul mandatului. De altfel, și avem o hotărâre a Curții Constituționale în anul 2014, care a spus că ordonanța 55, atunci când s-a dat dreptul aleșilor locali să migreze de la un partid la altul în mijlocul mandatului, este neconstituțională. A fost dată tot de Partidul Social Democrat atunci. Vreau să ascultăm opinia unui primar, domnule Zetea, și revin la discuția noastră. Îl avem pe primarul din Sfântul Gheorghe. Apropo de această posibilitate a primarilor de a trece de la un partid la altul fără să-și schimbe mandatul. Știți, asta se întâmplă pentru că actuala coaliție de guvernare PSD și PNL au votat un act normativ, au susținut acest act normativ, astfel încât această variantă să fie disponibilă pentru primari. Antalar Pate, din partea UDMR, primarul de la Sfântul Gheorghe, acum alături de noi. Am văzut că opinia dumneavoastră este diferită de a domnului Zetea. Vă ascultăm, domnule primar. Salut, băinele, bună ziua! Într-adevăr, eu consider că migrația politică este cancerul democrației. Și o să vă dau câteva exemple foarte concrete ca să înțelegeți mai bine de ce spun acest lucru. În România, cumpărarea de voturi este infracțiune. Dacă cineva cumpără un vot, poate să ajungă la închisoare, ceea ce este foarte corect. Însă, am făcut o analiză. În timpul unui ciclu parlamentar, de exemplu, între 2012 și 2016, 31% dintre deputați și-a schimbat partidul. Ceea ce înseamnă că 2,3 milioane de votanți, 2,3 milioane de voturi au fost fraudate. Pentru că oamenii au votat un partid, iar parlamentarul lor a trecut la alt partid. Sunt 5% dintre parlamentari în aceeași perioadă care și-au schimbat partidul de 3 ori într-un mandat de 4 ani de parlamentar. Deci acest lucru este o problemă foarte serioasă a democrației românești și dacă nu rezolvăm această problemă, nu vom putea vorbi niciodată despre o democrație corectă în România. Dacă ați discutat
la nivelul partidului, astfel încât să existe și o propunere din partea UDMR în acest sens, sau dacă vă alăturați demersului celor din opoziție, USR, Alianța Dreptei Unite, care în acest moment, fiind ordonanța de urgență, nu a putut să facă decât să meargă la avocatul poporului să-i ceară să atace ordonanța de urgență. Deci, noi în 2020, în decembrie, când s-a format coaliția PNL-USR-UDMR, am propus și, practic, a fost primul acord politic încheiat. Încă nici nu s-a format guvernul, au început doar negocierile și a fost primul acord încheiat la propunerea UDMR, prin care am fost de acord să nu acceptăm parlamentari din alte partide în grupurile noastre parlamentare. Deci să nu cumpărăm, cu alte cuvinte, să nu cumpărăm parlamentari de la alte partide. Și aici este o problemă. Ați subliniat, cumpărați parlamentari de la alte partide. Sugerați că toate aceste transferuri se fac în baza unor promisiuni că vor primi bani de la viitoarea guvernare, ori a unor bani efectiv? Evident, nu am dovezi în acest sens, însă este aproape evident faptul că acest lucru se întâmplă. Și problema este cu societatea românească și inclusiv cu presa, dacă îmi permiteți, pentru că cineva ar trebui să sancționeze această migrație politică, ar trebui să sancționeze societatea civilă, presa și, evident, la urma urmei, alegătorii ar trebui să sancționeze această cultură politică extrem. Doamna Suciu, îmi permite. Vă mulțumesc, domnule primar. Da, domnule Zetea vrea să intervină. Da, foarte scurt. Vreau să-i spun domnului Barpani, viziunea mea este total diferită. Din punctul meu de vedere, la alegerile locale, în mod special, sunt aleși oamenii, nu partidele politice. Atunci când candidează primarii, candidează unii nominali. Ei sunt aleși pentru lucrurile pe care le-au făcut sau pentru personalitatea lor. În momentul în care punem problema la nivel politic, așa cum vrea să o pună domnul Antal, înseamnă o întărire a rolului partidului politic la nivel local și nu a personalității, a omului. Atunci când vorbim despre consilieri locali, consilieri județeni sau primari, sunt oameni care trăiesc în comunitățile lor, care sunt recunoscuți pentru faptul că sunt buni vecini, faptul că sunt buni gospodari. În general, primarii am înțeles argumentul acesta, domnule Zetea. Întrebare, deci eu mă așteptam să reacționați la varianta în care sunt cumpărate aceste transferuri. Asta este ilegal. Cumpărarea de influență, cu folosirea, nu știu, funcției publice de către, nu știu, instituții guvernamentale pentru a promite primarilor proiecte pentru a trece în un partid politic, asta este ilegal. Așa ceva trebuie primarul Antal Arpa, de asta a spus. Aceste penal. Transferuri sunt evidente pe baza unor promisiuni pentru viitoare, din partea viitorului guvern. Da, dați-mi voie să-i spun domnului Antal Arpa că nu se pune problema să existe o migrație înspre UDMR, totuși. Că nu cred că s-a pus problema ca vreun parlamentar de la vreun, nu știu, de la AUR, care a plecat de la AUR să meargă înspre UDMR. Acolo este totuși un partid care este format pe alte criterii decât cele de performanță neapărat politică. Nu există un partid care să-i facă, până la urmă, concurență politică UDMR-ului în acest moment în România. Dar între PSD și PNL există această concurență. PSD poate să meargă în fața aleșilor de la Partidul Național Liberal și să le spună: noi vedem mai bine administrația publică locală, noi avem mai multe soluții. Mulțumesc. Pentru administrația locală. Haideți, deci, susțineți-ne, haideți. Vă rog, domnule primar. Da. Deci aș mai interveni și vă dau câteva exemple, dacă doriți, din Europa civilizată. În Spania, de exemplu, după alegerile din acest an, Partidul Popular și Vox aveau lipsă două mandate de parlamentari ca să formeze guvernul. Și nu au mers să cumpere trei parlamentari, să atragă trei parlamentari sau haideți să formulăm cum doriți. Nu au putut forma un guvern și au format socialiștii un guvern făcând o coaliție din 6 partide. În Germania acum mai mulți ani, cei de la CDU au câștigat alegerile, dar lipseau 3 mandate să facă majoritate. N-au cumpărat, n-au atras 3 sau 4 parlamentari și au făcut alianță cu socialdemocrații. Deci aici ar trebui să ajungem în România, ca să nu treacă parlamentarii de la un partid la altul în timpul mandatului. Încă o dată, 31% este strigător la cer. 2,3 milioane de voturi au fost schimbate în Parlament.
Oamenii au votat cu PSD-ul și omul a trecut la PNL sau au votat cu Dan Diaconescu și după aceea a trecut la PNL sau PSD. Nu se poate. Vă mulțumesc, domnule primar. Domnule Zetea, vă rog să-mi permiteți, vreau să-l ascultăm. Domnule Zetea, nu, vreau să-l ascultăm și pe Teodor Stolojan. Revin la dumneavoastră după aceea. Domnule Stolojan, ați fost și președinte de partid, ați fost și premier al României. Acuzațiile sunt îndreptate înspre actuala coaliție de guvernare din partea unui fost partener, UDMR, care spune că e strigător la cer ce se întâmplă. Apropo de transferul acesta de primari și transfer în Parlament. Problema e dimensiunea. Dacă avem un caz, 2, 3, 4, 5, 10 la nivelul țării, nu e o problemă deosebită. În momentul în care, iată cum s-a întâmplat la Buzău, toți primarii PNL au trecut la PSD, așa am reținut dintr-o informație apărută în presă, sigur că te întreb despre ce este vorba acolo. La Buzău, deci, de unde e Marcel Ciolacu, noi știm de 10 primari. Spuneți că ar fi chiar mai mulți. Dimensiunea contează. Ori la noi, din păcate, cum spunea și domnul primar de la Sfântul Gheorghe, dimensiunea e foarte mare, adică e un fenomen care e ceva, ca să spunem așa, neobișnuit. Foarte mulți trec de la un partid la altul primari. O întrebare care nu știu cum s-a găsit răspunsul la ea, era că un primar care schimbă partidul își pierde mandatul. Eu nu știu dacă constituțional e în regulă. Primarul a fost ales, că schimbă partidul, e treaba primarului și nu trebuie să-și piardă mandatul, după părerea mea. Dar am înțeles că există o prevedere legală prin care primarul își pierde mandatul dacă trece la alt partid și, mă rog, s-a găsit o anumită soluție prin această ordonanță de urgență să nu se întâmple acest lucru. Domnule Stolojan, Cristian Popescu Piedone a fost propus de către PSD candidat comun al coaliției PSD-PNL la București? Nu. Nu, și știm foarte bine istoricul domnului Piedone, pentru că eu cel puțin nu l-aș vota sub nicio formă. Ce anume din istoricul lui vă face să nu-l votați? Nu mai reiau eu tot istoricul legat de tot ce s-a întâmplat în perioada când însă era primar. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Scurtă pauză acum la Studio Politic, revenim imediat. Venit în direct la Studio Politic o informație nouă, e vorba de judecătorii din cadrul CSM care se plâng că a fost afectată independența justiției și că afirmațiile primarului de la sectorul 1, Clotilde Armand, citez, sunt de o mare gravitate, sunt un mijloc de presiune publică asupra completului de judecată și a instanței. Alături de noi e chiar acum Clotilde Armand. Bună ziua, doamna primar, mulțumesc că sunteți alături de noi. Ați vorbit zilele trecute despre faptul că sunteți inculpată în dosarul de incompatibilitate, până acum aveați calitate de suspect. La această postare și la declarațiile dumneavoastră fac acum apel cei de la CSM. Dacă îmi permiteți să vă citesc din mesajul pe care îl fac publici aceștia și care sunt nemulțumirile pe care le exprimă în spațiul public, vorbesc de o intruziune în independența judecătorilor, care a fost cu atât mai accentuată cu cât afirmațiile doamnei primar au fost exprimate și mediatizate în aceeași zi în care cauza în care era parte se afla în pronunțare, fiind astfel un mijloc de presiune publică asupra completului de judecată și a instanței în ziua deliberării asupra soluției pronunțate în cauză. Ați fost informată despre asta, doamna primar? Dacă am fost informată despre ce a spus ce ați spus acum? Da. Nu, e prima dată când aud. Este prima dată când auziți asta. Sunteți acuzată de judecători că puneți presiune în momentul în care gestionează acest dosar privind incompatibilitatea de care sunteți acuzată de către Agenția Națională de Integritate. Eu cred că ar fi bine și să ascultați ce am de spus, pentru că la ora actuală sunt probleme care trebuie rezolvate. Da? Eu am încredere în justiție, dar nu am încredere în ticăloșii din justiție. Și aș dori să vă explic un pic ce se întâmplă. Pare că justiția PNL-PSD a început campania electorală, iar primarii USR sunt vânați. Și ca să reluăm despre ce este vorba. În cazul meu, este vorba de un plângere la ANI, care este condusă de fratele
unui secretar de stat PSD. Este vorba de o plângere depusă de fostul primar Diamant, care a prejudiciat primăria sectorului 1 cu 1 miliard de lei. Și eu sunt acuzată că aș fi primit suma de 2500 de euro dintr-un proiect european care este implementat cu succes. Este penibil. Știți, eu am ieșit în stradă zile și nopți pentru a apăra statul de drept și pentru independența magistraților atunci când PSD a vrut să-i distrugă. Dar n-am ieșit pe stradă pentru ticălășiile sistemului Savonia din justiție. Știți, ce se întâmplă? Știți exact ce se întâmplă acum? Hoții sunt salvați, plagiatorii scăpați de dosare penale și persoanele care sunt împotriva sistemului sunt hărțuite. Și acesta nu este nici măcar un dosar politic, dosarul de care vorbesc acum. Da? Ce face PSD, PNL cu mine, este o caricatură de dosar în plină campanie electorală. Dar lumea vede, nu e chiar atât de redusă cum cred cei din PNL-PSD. Dosarul prin care... ce s-a întâmplat. Da, vreau să vă reamintesc celor de acasă, dosarul în care sunteți acuzată de incompatibilitate are legătură cu anul trecut, chiar 2 ani deja se fac, din 2022, în care dumneavoastră susține anii, v-ați numit manager pe un proiect cu fonduri europene și v-ați și majorat salariul, v-a vorbit de 30%, o suplimentare a salariului. Nu. 30% este, nu, e vorba de 2500 de euro. În anul 2022, 2500 de euro în total, da? În total, pe tot anul. De fapt, au fost 5 luni în total, un anul uh-huh. respectiv. 2500 de euro tot anul. Dar aici nu este vorba de bani. Eu nu fac proiecte europene, mai ales pe tema anticorupției, pentru bani. Banii sunt acum pretextul pentru acest dosar. Da? Și atunci, ca să revenim la ce s-a întâmplat. Ieri s-a schimbat, fără motivare, judecătoarea care instrumenta dosarul și noua judecătoare a insistat să se pronunțe în aceeași zi. Ce fac aceste persoane este un abuz. În orice caz, pe mine mă ambiționează acest episod și abia aștept să văd cum își susține parchetul acuzațiile, fiindcă sunt mai multe erori judiciare care s-au petrecut despre care vreau acum să vă vorbesc. Vă dau câteva elemente. Au schimbat 3 procurori până au găsit pe cineva care să semneze actele de acuzare împotriva mea. 3 procurori. Cel care conduce ancheta este un polițist care a promovat anul trecut, în timpul anchetei, de la Poliția Sectorului 1 la Poliția Capitalei. Avocații mei au cerut informații de la procuror despre aceste schimbări, dar nu am primit niciun răspuns. Am făcut plângeri la șefii din parchetul judecătoriei sectorului 1 și din parchetul general, cum este posibil să fie schimbat fără nicio explicație, total ilegal, pentru că sunt extrem de puține cazuri în care ai voie să schimbi procurori. Da? Cum au putut fi schimbat procurorii de caz? Nu am primit niciun răspuns. Am făcut plângeri și la inspecția judiciară, niciun răspuns. Da? Permiteți-mi acum, vă las și pe dumneavoastră să continuați, dar să citesc din informarea pe care am primit-o din partea CSM, apropo de ce se întâmplă și care sunt acuzațiile pe care vi le aduc în momentul în care spun că dumneavoastră puneți presiune pe judecători. Secția pentru judecători a constatat că afirmațiile formulate, eu citez acum, prin care se susține că instanțele judecătorești în general și o curte de apel nominalizată se află sub control politic, iar dosarele sunt repartizate și soluționate sub influență politică, reprezintă aspecte de o mare gravitate prezentate public ca fiind reale, dar fără a avea o bază factuală. Vă acuză că nu aveți dovezi. Depășiți astfel, susține CSM, limita admisibilă a unor critici obiective care sunt permise în discursul public și încălcați independența judecătorilor, afectați astfel imaginea justiției. Bun, doamna, v-am explicat. Da? În momentul în care, în aceeași zi când aflu că s-a schimbat judecătoarea, ea se pronunță și nu am niciun răspuns de ce a fost schimbată judecătoarea. În momentul în care au schimbat 3 procurori, până au găsit unul care a fost promovat din provincie, a fost promovat pe acest caz. Și nu am niciun răspuns, când legea este extrem de specifică. De ce nu-mi răspund? De ce nu răspund la întrebările mele, la cererile mele? Consiliul Superior al Magistraturii, la asta trebuie să răspundă prima dată.
să ne explice cum motivează schimbarea judecătorului, să ne explice cum motivează schimbarea tuturor procurorilor, care au fost schimbați până acum. Mulțumim, este campanie electorală. Să concluzionați, vă rog. Da. Ce pot să vă spun? Te pregătesc să termine rapid rechizitoriul, să mă trimit un judecător până pe 9 iunie. Dar știți, cum am spus, oamenii nu mai pot fi mințiți cu astfel de montaje mediatice. Toți martorii audiați, unii chiar din PSD-PNL, unii din prefectură, care au dat aviz de legalitate pe dispoziții, unii de la direcția juridică, au declarat că dispozițiile sunt legale și că nu este nimic în regulă. Mulțumim, doamna primar. Urmărim acest subiect și aceste informații în contextul în care Clotilde Armand, primarul sectorului 1, acuză că i s-a întocmit acest dosar politic și că e o încercare de a fi scoasă din campanie electorală și de a fi afectată în imaginea în această campanie electorală. De cealaltă parte, judecătorii CSM vorbesc de presiuni pe care le face prin aceste declarații asupra judecătorilor. Urmărim mai departe ce se întâmplă. E o altă informație care ne-a atras atenția acum la Studio Politic și aș vrea să o discutăm alături de Cristian Ene, avocat. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi. De Sorin Oprescu vorbim mai exact. Bună ziua, domnule avocat. Bună ziua. Sorin Oprescu, știm deja, are o condamnare de mai bine de 10 ani pentru fapte de corupție. E și fugit din țară, undeva în Grecia, extrădarea sa nu este posibilă, dar este un beneficiar de pensie specială. Este unul dintre specialii României care va câștiga în plus 500 de euro în această pensie specială. Și acum ne punem această întrebare. Cum e posibil ca un condamnat definitiv, care e fugar, să primească o pensie specială? El a câștigat, practic, noutatea e că a câștigat un proces cu statul român și își poate primi pensia specială pentru că a fost senator, ba chiar o majorare a pensiei speciale. Întrebarea e acum ce se întâmplă. Care e procedura? Am întrebat la Parlament. E nevoie de ca o serie de documente să fie depuse, astfel încât să facă dovada procesului câștigat, dar el e fugar. Vă rog, domnule Ene, dacă ne puteți ajuta cu o lămurire, ce se întâmplă într-o asemenea situație? Prin condamnarea pe care a avut-o domnul Oprescu și care n-a mai putut fi pusă în executare datorită refuzului de extrădare din partea statului grec, domnul Oprescu nu și-a pierdut în niciun fel drepturile câștigate prin muncă, și anume dreptul la pensie sau la indemnizația din calitatea de rezultată din calitatea de parlamentar. Câștigând acest proces cu referire la indemnizația aceasta specială, el își poate formula apărările în continuare și solicita Parlamentului să pună în aplicare decizia prin care să îi se plătească această indemnizație specială. În situația în care ar exista o latură civilă din condamnarea domniei sale, unde statul român trebuie să recupereze vreo sumă de bani, statul român poate de asemenea, prin ANAF, să urmărească orice venituri ale persoanei condamnate și neextrădate din Grecia în România, până la limita legală în care se poate pune oprire pe veniturile respective. În cadrul veniturilor includem și pensia, și pensiile speciale, salariile sau orice alte drepturi câștigate de către persoana respectivă. 3.000 de euro primea până acum pensie specială, 500 de euro va primi în plus. În momentul în care ai o decizie definitivă din partea instanței într-o asemenea speță, să spunem că dăm deoparte faptul că nu s-a pus poprire pe aceste conturi și are încă dreptul la a încasa această pensie specială. Trebuie să meargă personal să depună actele în mod normal sau trebuie să ceară o procură pentru avocat? Aveți idee cum se întâmplă acum? Cum poate discuta sau cum poate obține acești bani? Reprezentarea domnului Oprescu se va face prin intermediul unui avocat sau unei case de avocatură ce îi va reprezenta drepturile în fața statului român fără a fi nevoie ca domnul Oprescu să prezinte în fața autorităților statului român. Orice cetățean român își poate exercita drepturile în afara teritoriului statului român și pe teritoriul statului român prin prezentare personală sau prin reprezentare de către un avocat. Tocmai de aceea, domnul Oprescu nu va fi în niciun fel obligat să prezinte în fața autorităților spre a-și depune documentele necesare obținerii indemnizației speciale. Iată ce situație incredibilă și ce variante de speciale are România. Cristian Ene, avocat, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne luăm o scurtă pauză și revenim de îndată. Imediat de la ora 16, o corespondență secretă obținută de hackerii ucraineni arată planurile lui Putin după ce câștigă alegerile. Mai multe detalii însă vă așteaptă, cu mai multe detalii vă așteaptă de la fix Cristian Citre. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Studio Politic a ajuns la final. Pe curând!